Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, participare numeroasă la acțiunea de curățenie și înfrumusețare. Multiple proiecte la Spitalul Oneștean. Concert extraordinar al violonistului Antal Zalai. Joi 12 mai, în parcul municipal din Onești, peste 400 de elevi, cadre didactice, directorii ai unităților de învățământ, coordonatorii cluburilor de tineret, doamnele de la Clubul Seniorilor, aleși locali și județeni, dar și mulți oneșteni s-au alăturat acțiunii de curățenie și înfrumusețare. Locul de întâlnire a fost platoul din fața sălii polivalente Nadia Comăneci. Vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns chemării noastre. Salut prezența tinerilor într-un număr atât de mare și, bineînțeles, a cadrelor didactice care se ocupă atât de frumos de voi. Salut prezența consilierilor locali care ne alătură în această activitate. Doamnele de la Clubul Seniorilor sunt și dânsele lângă noi. Astăzi nu vom da doar ordine, vom munci cot la cot, aleșii locali vor fi alături de dumneavoastră, vor munci cot la cot, inclusiv eu, și vom face așa tot ce trebuie în acest parc să-l rebranduim. Pe lângă două zile s-a muncit în parc două zile și s-a pregătit cumva parcul pentru terenul, pentru activitatea de astăzi. S-a tuns iarba, s-a înlocuit, pentru că în fiecare weekend, după cum bine știți, nu odată am spus, în fiecare weekend trebuie să înlocuim bănci și stinghii de bănci, pentru că nu toți sunt suficient de civilizați în orașul nostru. S-a pregătit cumva parcul, s-au înlocuit stinghii, s-au înlocuit bănci, s-a tuns gardul viu. Astăzi avem de greblat iarba, greblat toate bățile de gardul viu și mai mult copiii talentați la desen. Vom vopsi bănci, revopsi băncile în alte culori, eventual desenate, dăm frâul liber imaginației dumneavoastră. Faceți cum credeți că e mai bine, sunt sigur că va prinde viață parcul după această activitate. În spatele meu sunt niște scări foarte urâte, astăzi am semnat achiziția pentru refacerea acestor scări, sper că în maxim două luni sala polivalentă să aibă altă față. Anul trecut am făcut lucrări de 1.200.000 în sala polivalentă, astfel încât să o putem autoriza ISO. Avem pregătită documentația pentru a identifica fonduri europene să acoperim sala din nou. Colegii de la DPP lucrează să înlocuiască gărduțul de la roată. Am în vedere, roata nu va mai fi, foarte multă lume a întrebat de roată, nu va mai porni, nu are cum să pornească această roată, dar îmi doresc să o vopsim, să o branduim și să o încărcăm de flori. Fiecare grup, m-a întrebat o doamnă profesoară ce fac cu bagajele copiii. Fiecare grup vor pune bagajele cumva grupate, prin rotație unul dintre tineri din fiecare grup își va păzi lucrurile grupului. Cu siguranță, atenție, nu, cu grijă să nu fie evenimente, să nu se lovească nimeni, ne dorim să fie o activitate frumoasă, să se termine cu bine. Avem apă minerală, avem sucuri, avem cornuri, am vrut inițial să luăm pizza, dar am renunțat la varianta cu pizza, că e mult prea cald, am preferat să luăm cornuri, apă minerală și sucuri. Fiecare va avea tot ce trebuie, sperăm să ne ajungă ustensile, avem 70 de greble, avem 30-40 de mături, saci, menaj, mânuși, pensule, bidinele, var, vopsea. Vom încerca, ca și idee, acum apreciați și dumneavoastră, zona locului de joacă, să și dărunim eventual, să dăm cu var copaci, dar colorat. Acum, cum credeți voi, putem să ne extindem și în restul parcului? Nu-i vom da neapărat într-o culoare, la fel dăm frâul liber imaginației, avem bandă de hârtie
se pot face cercuri, se pot face tunci, se poate face fiecare cum crede. Încă o dată spun, dăm flow liber imaginației și ne apucăm de treabă. Încântat de numărul mare de participanți, a fost chiar inițiatorul activității, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghina. Ați dat cel mai bun exemplu astăzi, ați pus mâna pe greblă și ați trecut la munca de jos. Așa cum am spus de la sfârșitul săptămânii trecute, alături de consilierii locali, de vicepreședintele Consiliului Județean, astăzi și, bineînțeles, alături de oneșteni, astăzi facem treabă. Coborâm exact la munca de jos, trebuie să fim un exemplu pentru societate, un exemplu pentru copiii noștri. Sunt plăcut impresionat să văd atât de mulți copii, sincer, mă simt cumva depășit de numărul mare de tineri care au achesat la această inițiativă. Asta înseamnă că e o societate vie, o societate sănătoasă, România are viitor. Nu cumva aduce aminte de ceea ce făceam noi când eram adolescenți, când era acea muncă patriotică, ne scoteau în fața blocului, hai la muncă! Aduce cumva aminte, doar că acum au venit de drag, nu cu forța. Mi-aș fi dorit să-i văd pe cei care comentează în online că nu se face treabă să fie fost azi cu grebla în mână, doar că cei care doar comentează, aia se pricep doar la comentat, nu și la treabă. Volumul este extrem de mare de muncă, doar în parcul municipal, mulți comentează, după cum și dumneavoastră sunteți la curent, mulți comentează în mediul online că nu se tunde iarba la timp, că nu se greblează la timp, că... Dar nimeni nu își pune problema cam ce efort trebuie pentru a face aceste activități. Oneștiul este unul din cele mai verzi orașe din România. Avem 32 de metri de spațiu verde pe cap de locuitor, undeva la 125.000 de hectare, 1.200.000 de metri pătrați. Avem doar 20 de oameni la coasă, pentru că nici personal nu neapărat găsim, dar nici nu ne putem permite să plătim atât de mulți. Societatea domeniului public numără undeva la 250 de angajați, dar fiecare sunt foarte bine organizați, tot cu societatea domeniului public se repară și băncile, se întrețin și locurile de joacă, se tunde iarba, se mătură, se asfaltează, se pune pavaj. Chiar muncesc oamenii din cadrul societății și aș fi vrut să fie prezenți astăzi oneștenii ăia cei mai comentatori, pentru că oneștenii se pricep foarte bine, în general românii, era o vorbă veche că se pricep la politică și fotbal, mai nou văd că destul de mult se pricep și la construcții și la drumuri, toți sunt pricepuți, când e vorba de treabă se cam fofilează aia buni de gură, cel puțin cei din spatele tastelor, care stau ascunși în spatele tastelor și conturilor false și extrem de pricepuți și de bine intenționați, doar că bine intenționați sunt doar vocal, nu și cu mâna pe greblă sau pe sapă. Cum ați reușit să aduceți atât de mulți copilași? Mă uit așa de jur împrejur, am senzația că e vreun liceu pe aici, sunt mulți adolescenți, îți creează așa un sentiment foarte plăcut. Sunt copii de la toate unitățile de învățământ, sunt copii de la mai multe cluburi, alături de copii sunt și doamnele de la Clubul Seniorilor, sunt consilierii locali toți, vicepreședintele Consiliului Județean. Așa cum am spus la început și mai înainte, vrem să fim un exemplu, noi aleși un local să dăm exemplu că se poate și munci. Nu suntem doar la cămașă, cravată, deși eu nu prea sunt la cămașă și cravată cam niciodată, decât 2-3 ori pe an când sunt evenimente deosebite. În rest, oamenii s-au învățat cu mine, mă găsesc pe lucrări de dimineață până seara. Mai confortabil, așa. Exact. Mulțumim și spor la treabă! Mulțumesc și vă mai așteptăm alături de noi în alte activități. Nici vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Banfil, nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a lăsat deoparte munca de birou și a venit la muncă în Parcul Municipal Onești. Iată, din comoditatea fotolului, zic eu așa, de vicepreședinte al Consiliului Județean, la munca de jos. Da, nu, n-aș zice nici de comoditate, nu, nici de munca de jos. Este, zice, mi se pare un gest firesc, un gest de normalitate. De la bun început am zis că propunerea primarului, pentru că lui a fost propunerea înainte să devină acest gest realitate, a fost o propunere foarte binevenită, atât pentru noi, conducătorii vremelnici ai orașului, mă refer la Consiliul Local, primar, vicepreședinte de Consiliul Județean, dar mai ales pentru tinerii care astăzi vedeți că sunt în număr atât de mare aici, pentru că eu cred că mai important decât curățirea
parcului. Este exemplu pe care îl dăm și modul în care îi învățăm pe acești tineri să aibă grijă de mediul înconjurător și, până la urmă, e o formă de educație pe care aceștia o primesc practic, nu numai teoretic. Știți că de teorie suntem cu toții sătui. Practica este, cred că, mai importantă pentru ei. L-am întrebat și pe domnul primar, vă întreb și pe dumneavoastră, nu aduce ușor cu munca patriotică care o făceam înainte de 89? Eu, primul lucru pe care l-am trăit când am luat grebla în mână a fost această nostalgie a vremurilor de când eram copii și mergeam în părculețe. Nu mergeam, eram scoși. Da, mai puțin conta pentru noi, ne bucuram totuși că mai scăpam de o oră. Da, mai scăpam de o oră. Primul lucru care mi l-am adus aminte asta a fost cum mergeam la practică, că atunci îi spuneam practică, apropo de teorie și de practică, și îi făceam diverse activități, de la culesul păpădiilor, la cules cartofi, cules porumb și așa mai departe. Și eu zic eu că nu ne-a prins rău. Da, drept dovadă. Da, dovadă că nu ne-a prins rău. Acum exersăm ca să devenim din ce în ce mai buni. Bine, vă și place munca de jos. Din ce am văzut, nu vă sfiți, nu vă e jenă, puneți mâna la muncă. Atâta timp cât ești învățat să muncești, de mic copil, nu cred că este o problemă. Și ca un antrenament. Așa. Absolut. Și nu, eu nu zic că asta e munca de jos. Nu. Este o muncă care trebuie făcută și, repet, cred că ar trebui să facem din acest demers un obicei. Să ne întâlnim o dată pe lună, o dată la două luni, să ecologizăm dealul Perchiu, albiile râurilor din Onești, pentru că avem trei râuri mari care mereu suferă de... mai ales când vine apa mare, se strâng tot felul de deșeuri și de ce nu chiar incinte care au de suferit din punctul ăsta de vedere. Repet, demersul mi se pare onorabil atât pentru primărie și mai ales pentru exemplul pe care îl oferim acestei generații tinere care trebuie să facă un mod de viață din acest voluntariat și acest civism, așa cum i-am spus eu. Mă uit așa din jurul nostru, sunt foarte mulți tineri, ai senzația că e vreun liceu prin apropiere sau, mă rog, trezești amintiri? Cred că sunt toate liceile, dacă mă întrebați pe mine, și școlile generale. Foarte am văzut. Tineri, da, asta este cea mai mare bucurie, pentru că dacă vedem că tinerii urmează un asemenea exemplu, cred că țara asta are... Mai avem o speranță. Și un îndemn, dacă e, pentru nu de a mai chema și pe alții la următoarele acțiuni. Sperăm că nu este, va fi singulară. Eu cred că se poate face din această acțiune un obicei și am să militez pentru treaba asta, mai ales că am văzut că există atâta priză la tânăra generație. Cred că putem face un obicei din treaba asta. Și ar fi foarte frumos. De altfel, cei mai încântați au fost copiii, care s-au distrat, au socializat și au avut ocazia să petreacă o parte din timp în aer liber. Cum merge treaba? Foarte bine. Îți place? Da. Văd că aici ai muncă de artist. Cei mai mari artiști. Am înțeles. Ai mai făcut? Ești obișnuită să... Nu prea. Nu. Da, ți se pare interesant? Foarte interesant. Ți-ar plăcea ca să mai fie organizate astfel de acțiuni? Sigur. Da? Un mesaj, dacă e, poate te aude și domn primar, să mai facă? Să mai facem activități de genul. Lipsiți de la școală, trageți chiulul sau e chiar fain? Nu, e fain. Îți place? Normal, e foarte frumos. Ce e frumos, doamnă? Că aici e greu, aici dai cu pensula, stai în genunchi. E, mai bine ca la școală. Sincer. Am înțeles. Ești obișnuită să muncești așa? Stai la casă sau la blog? Stau la blog, nu prea sunt obișnuită, sincer. E cam prima dată când pictez sau când fac genul de activități. Aha. E interesantă? Da, mi se pare interesantă. Ar fi fain să mai faceți astfel de activități? Da. Da? Deci dacă domnul primar ne aude, îi zicem să mai facă? Da. Ești de acord. Ia zi, dacă e domn primar, mai facem. Domn primar, mai facem. Echipă sufletistă aici, văd școala Emil Racoviță bine reprezentată, sunteți alături de ei. Cu siguranță, mai ales că a fost o inițiativă a domnului primar și trebuia să dăm curs și noi împreună cu elevii școlii noastre. Cei mai mulți ne-au zis că n-au mai participat la astfel de acțiuni, dar le place. Da, eu sunt managerul acestei școli de curând, nu am mai participat, cred că este o inițiativă din partea domnului primar, este binevenită și da, elevii par încântați și ar vrea să mai repete. Sper că nu doar spun, ci asta își doresc. Vă gândiți să extindeți și la nivelul școlii o astfel de activitate sau de ce nu azi o dată pe lună, o dată pe semestru?
Dimestru, nu știu cum să zic. Noi avem astfel de activități, chiar zilele acestea în incinta școlii am instalat căsuțele pentru păsărele, am plantat brăduți. A, deci nu sunteți chiar la început. Nu, nu, pentru că avem și noi curtea noastră și trebuie și ea. Un gospodar o întreține. Cu siguranță, mai ales la venirea primăverii, cu toții simțim nevoia să ieșim în aer liber și elevii de asemenea ne însoțesc, motiv pentru care n-a fost dificil să formăm o echipă și să venim astăzi alături de ceilalți colegii noștri. Joi 12 mai de la ora 17 în aula Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești a avut loc un concert extraordinar susținut de Antal Zalai, cotat ca fiind unul din cei mai buni violoniști din România. Un violonist clasic, Antal Zalai este câștigătorul premiului întâi la concursul internațional de vioară Rodolfo Lipezer din 2004, Italia. Cu toate că echipa Protopopiatului Onești își dorea să schimbe acoperișul grav afectat de deasupra bucătăriei de la Masa a Bucuriei, din păcate nu au reușit. Mai multe în minutele următoare. Pe partea stângă este o clădire care trebuia să-i repară acoperișul și zilele acestea am reparat doar fațada aceasta din partea stângă. Să știți că prețurile au crescut foarte mult. Dacă plăteam înainte pentru acel acoperiș în jurul la 20.000 de lei, ne-a ajuns peste 35.000 de lei numai pentru anumite lucrare, ca să nu intru în detalii de tablă, scumpirea ferului și celelalte lucruri. Și totuși, cu ajutorul oamenilor de bine, lucrarea a fost finalizată. Preotul Protopop Ioan Bârgăoanu a adresat mulțumiri publice dulgherului și tinichigiului Costel Irimia, dar și echipei care a lucrat. Se pare că a ieșit soarele în ceea ce privește Spitalul Oneștean. În ultimii ani, la Spitalul Sfântul Ierar Dr. Luca au fost implementate o serie de proiecte, cele mai multe cu bani din afara comunității. Despre acestea ne detaliază vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil. Conștientizarea energetică a spitalului, un proiect care, al cărui start a fost dat, este în curs de implementare la Spitalul Oneștean. Proiectul de eficientizare energetică cred că este cel mai laborios proiect la care eu personal am lucrat vreodată. Acolo vorbim de 6 milioane jumătate de euro pe fonduri europene și iată că nu întâmplător, pe atunci eram președintele Consiliului de Administrație, acum sunt vicepreședintele Consiliului Județean. Consiliul Județean acoperă 95% din cofinanțarea pe acest proiect, adică 95%, adică aproape 900.000 de euro, 1 milion de euro îi pune Consiliul Județean pe cofinanțare. E un proiect care a pornit mai greu datorită pandemiei. Știm cu toții că spitalul din Onești a fost suport COVID și știm de asemenea că a făcut-o foarte bine și a salvat o grămadă de vieți omenești. Proiectul de eficientizare energetică a început din toamna anului trecut. Lucrurile merg în grafic, e adevărat că sunt greutăți pe care le întâmpină toți constructorii datorate majorărilor de prețuri la materiale de construcții și evident manoperă. Eu sunt convins și sunt optimist că acest proiect va merge în parametrii. Ținem aproape cu spitalul, ținem aproape de primăria Onești și vedem ce este de corectat pe parcurs. Este un proiect pe care l-ați urmărit, ca să zicem așa, din fașă până la implementare, pentru că ați ținut aproape... Aș putea spune că l-am lansat, dacă fără falsă modestie. În 2017 am gândit acest proiect împreună cu administrația de atunci. Lucrurile au mers într-un ritm satisfăcător, ca să zic așa, nu? E adevărat că pandemia ultimii 2 ani și ceva ne-au dat peste cap toate calculele, dar important este că se face și alături de celelalte proiecte pentru spital, eu cred că o să vedeți că peste vreun an de zile Spitalul Onești va arăta la alte standarde. Lucrurile sunt în grafic pentru că, având în vedere pandemia, având în vedere toate tergiversările care au fost inerente, sunt în grafic la această oră? Se înregistrează vreo întârziere? Sunt neclarități în ceea ce privește modul în care vor fi făcute anumite lucrări. Spitalul nu poate fi evacuat. Și modul de lucru la spital este unul specific, da. Dacă există întârzieri și înțeleg că sunt recuperate pe măsură ce lucrurile înaintează, datorate acestor lucruri. În schimb, constructorii am observat că își fac lucrarea și sunt foarte optimiști că lucrurile vor fi gata la timp. Un orizont de așteptare când se va finaliza? Termenul de finalizare al contractului este 31 decembrie 2023. Constructorii
în optimismul lor, spun că undeva la peste vreun an, un an și câteva luni, deci la sfârșitul verii viitoare, lucrurile se apropie de... Deci cu alte de cuvinte se recuperează acest handicap de timp. În măsura, în măsura în care se poate, da. Am înțeles. E un proiect așteptat de mult timp de personalul care își desfășoară activitatea acolo, pentru că era util, este extrem de necesar. Este un proiect extrem de util, necesar, și zic eu că se completează cu celelalte proiecte pe fonduri europene pe care spitalul le implementează, respectiv dotarea ambulatoriu, unde acolo avem fonduri europene de aproape 2 milioane jumate de euro pentru dotare mamograf, va veni un RMN nou, o stație radiologică nouă și multe alte ecografie și aparatură de ultimă generație. Spitalul din Onești avea nevoie de această dotare. Un proiect care tocmai s-a finalizat în ceea ce privește resursa umană, prin care spitalul a fost desemnat centru de excelență în medicină. Timp de 2 ani de zile, spitalul de la Onești a fost centru de excelență în resursa umană. Pentru pregătirea, am încercat atâta timp cât am fost acolo și nu numai, pentru că acum, din postura de vicepreședinte al Consiliului Județean, putem sprijini acolo, să atingem toate palierele, de la resurse umane, dotări și infrastructură. Mai sunt multe de făcut la spital, dar, așa cum v-am spus și la întâlnirea precedentă, avem încă un proiect prin care Consiliul Județean finanțează modernizarea instalațiilor de fluide și de oxigen. Foarte important. Foarte important, da, există o axă de finanțare, absolut. Noi am scăpat, mulțumim lui Dumnezeu, dar odată cu acest proiect, din punctul nostru de vedere, se cam completează. Spitalul din Onești ajunge la alte standarde. Cu alte cuvinte, va reveni acolo unde este locul, un spital etalon pentru județul Bacău. Va reveni unde era când eram noi tineri, foarte tineri. Mi-aduc aminte că se vorbea foarte frumos despre spitalul din Onești. Era centru de excelență în chirurgie, aveam o grămadă de doctori renumiți la nivel național. Eu sper că spitalul din Onești va redeveni ceea ce a fost. Lucrurile se văd, se mișcă. Mai sunt multe de făcut, dar eu zic că dacă ținem ritmul, în câțiva ani spitalul din Onești va avea, pe lângă dotările și personalul pe care va avea și altă faimă, că până la urmă discutăm și despre asta, de renume. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 14 mai sunt posibile averse de ploaie în prima parte a zilei. Maxima zilei ajunge până la valori de 24 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Duminică 15 mai cerul va fi unul parțial noros, sunt posibile furtuni cu fulgere. Maxima zilei urcă până la valori de 24 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.